Bună, Berbec, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 8-14 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te invit cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragi berbeci, este o săptămână în care veți avea o surpriză legată de planul financiar. Pentru unii discutăm despre un adevăr pe care îl aflați, o conștientizare pe care o aveți. Fie discutăm de bani, fie pur și simplu discutăm despre valoarea voastră personală. Cineva vă spune un cuvânt frumos, vă simțiți apreciați, vă simțiți bine și uite că tot această săptămână vine cu tot felul de conștientizări, da, legate și de planul divin. Unii berbeci, mai ales dacă aveți niște bani de primit, uite că în săptămâna asta aveți ocazia să se întâmple minunea. Și de asemenea, dragi berbeci, este o săptămână foarte bună în care se mai rezolvă niște probleme legate de casă, familie, trecut, moșteniri, tot ceea ce ține de planul acesta personal. Da? Așa cum am spus, faceți o investiție, vă vin niște bani, aveți niște discuții destul de interesante și finalul de săptămână este destul de aglomerat pentru voi, se întâmplă tot felul de lucruri. Pot apărea tot felul de schimbări în casă, în familie sau schimbări legate de statutul unor rude. Adică unii berbeci puteți să aflați de un botez, de o logodnă, o căsătorie, un divorț. Da? Dacă știți că pentru voi se pot realiza, să spun, aceste chestiuni, ei, acum e momentul. Da? Acum e momentul să faceți acest pas. În general, este o săptămână în care voi pur și simplu treceți de la partea aceasta de studiu la organizare. Poate să fie o săptămână în care sunteți și prinși în tot felul de grupuri de oameni, în tot felul de situații, care mai de care mai interesant. Da? Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Însă, totuși, v-aș recomanda o foarte mare atenție pe zona aceasta financiară. Este adevărat că mai apar niște rezolvări, dar asta nu înseamnă că ele sunt definitive. Hai să vedem, dragi berbeci, ce vă spun și arhanghelii, ce trebuie să cunoașteți. Este ultima săptămână când Mercur stă retrograd acolo, deci sunteți ajutați. Mesajul este bucuria divină pentru tine, foarte frumos acest mesaj, numărul 9, extraordinar de important. Conexiunea ta cu planul divin este extraordinar de profundă în această săptămână. Este un moment în care ți se cere să zbori. Da? Să-ți deschizi aripile și să faci tot ceea ce tu simți. Culorile importante sunt mov, albastru, galben, roz. Iar arhanghelul Zadachiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare și este cel care îți transmite următorul mesaj. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu. Să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină pură și copleșitoare. Simt aici să-ți spun că este o săptămână în care meditația, rugăciunea și intenția pe care tu ți-o setezi te poate ajuta foarte mult să ajungi mult mai bine în conexiune cu sinele tău divin sau în conexiune cu divinitatea. Și este o săptămână în care tu te poți elibera de tot felul de lucruri mai puțin pozitive din viața ta. Și da, uite că este o săptămână în care te poți bucura foarte, foarte frumos de viața ta, de tot ceea ce te înconjoară. Să vedem în continuare, dragi berbeci, și tarotul ce transmite, ce trebuie voi să știți pentru această săptămână. Hai să vedem pentru berbec, lună, ascendent sau marcaj puternic pe astrogram. Hai să vedem ce trebuie voi să cunoașteți. Simt aici să mai spun că unii berbeci puteți să rezolvați în această săptămână niște probleme legate de zona instituțiilor publice. Da?
niște chestiuni legale care țin de casă, de familie. Magicianul, prima carte pentru tine. Wow, îndrăgostiții, dragii mei berbeci. Faceți tot felul de activități în această săptămână. Da? Este cu adevărat o săptămână foarte intensă, foarte profundă pentru voi, mai ales din punct de vedere personal. Acolo sunt foarte multe schimbări pentru voi sau acolo o să vă fie atenția. 8 de cupe avem aici și împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță, însă mai avem și arcana cu numărul 13, eliberarea. Aici poți avea o legătură cu un scorpion. Dragi berbeci, o săptămână în care vă eliberați de o situație ciudată. Este o săptămână în care fie renunțați la niște bani, la un proiect, fie alți berbeci reușiți să finalizați un proiect. Este ca și cum se închide o etapă în care voi ați avut o responsabilitate foarte, foarte mare. Da? Unii puteți să dați la spate o femeie sau un proiect, o sumă de bani. Apoi avem aici magicianul. Ai foarte multe lucruri de făcut într-o relație în această săptămână. Este un moment în care te concentrezi foarte mult pe tot felul de activități pe care le faci. Poate chiar să apară o nouă persoană în viața ta. Da? Pentru că, uite, avem în mintea ta asul de cupe. Este clar aici că poate să vină o veste bună de la muncă, poate să vină o veste bună legată de viața ta profesională, în general vorbind. Ai foarte multă intuiție, ești foarte sensibil în această perioadă. Da? În inima ta, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. În această perioadă văd că ai de luat o decizie importantă legată de un prieten, persoana iubită, familia ta, poate să apară o nouă persoană, așa cum am spus, pentru unii berbeci. Îndrăgostiții îmi spune mie și despre o pasiune pe care tu o simți sau despre un lucru pe care vrei să-l faci cu adevărat din sufletul tău. Regele de spade la baza manifestărilor tale, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Te organizezi foarte bine în această săptămână. O conexiune văd cu zona instituțiilor publice pentru unii dintre voi. Și tot această săptămână poate să vină și cu un moment în care tu iei niște decizii foarte, foarte importante pentru sufletul tău. Da? Vrei să te simți respectat, vrei să te simți bine, vrei să vezi lucrurile fix așa cum sunt. 5 de spade în continuare, văd o persoană aici care se află într-un compromis sau de asemenea poate să fie cineva care pur și simplu s-a săturat de o anumită situație și vrea să clarifice o poveste. 5 de spade poate să vină și cu un moment în care cineva profită de o anumită poziție în care se află. Apoi avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur pentru unii dintre voi. Din punct de vedere personal, eu văd aici clar că unii e ca și cum organizați ceva, un eveniment important pentru viața voastră, o căsătorie, o logodnă, un botez. Marele Preot este cartea pentru luna mai, deci cu siguranță aveți ceva important de făcut în această săptămână. Pe de altă parte, uite, văd aici pe cineva care te poate ghida, care te poate ajuta, fie este o persoană care are multe cunoștințe, este o persoană care are o influență foarte mare asupra celorlalți, da? Însă dacă te afli într-o relație și ești berbec, vezi că în această săptămână sunt tot felul de discuții, da? Cu partenerul sau cu ceilalți, în legătură cu a elimina, în legătură cu a lăsa ceva în urmă. 4 de monede mai avem aici. Ai legătură cu o persoană care este foarte sigură pe ea. Poate să fie și un moment în care ai legătură cu o persoană ceva mai încăpățânată, cineva care are niște principii așa foarte bine puse la punct și
această persoană nu prea are de gând să renunțe, da, la anumite chestii. O poate să fie și un moment în care cineva ți oferă o anumită siguranță, da, din punct de vedere profesional sau poate personal, însă eu așa simt să-ți spun că ai legătură cu o persoană ceva mai dificilă și tu te-ai cam săturat și vrei să schimbi cumva relația respectivă sau modul în care tu abordezi situația. Dragii mei berbeci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului. Dacă ești interesat, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile, cum anume să devii membru în comunitate și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale. De asemenea, te invit cu drag și la previziunile pentru luna mai, pentru că a doua jumătate a lunii mai este foarte profundă, foarte intensă pentru toate zodiile. Și te invit și la previziunile zilnice pe zodii și de asemenea te invit să apeși butonul de abonează-te, butonul de like, să lași un comentariu, să distribui videoclipul și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc o săptămână cât mai frumoasă!